Toamna este poate cel mai frumos anotimp, cel al recoltelor. În podgorii, toată munca de peste an își arată roadele toamna. Obținerea unor struguri de calitate pe măsura efortului depus în întreținerea viei este motiv de sărbătoare. Cum altfel te poți bucura dacă nu împreună cu prietenii, iubitori ai vinurilor nobile și ai tradițiilor dobrogene? Pentru că evenimentul la care am participat și noi s-a desfășurat în județul Constanța, la malul Dunării. În inima Podgoriei de la Aliman a fost sărbătorită, așa cum se cuvine, recolta 2013, care a luat deja drumul cramei pentru a se desăvârși într-o nouă generație de vinuri premium românești Alira. Maturitatea viței de vie va aduce un plus de complexitate și rafinament vinurilor realizate din strugurii acestui an. Cele 80 de hectare de la Aliman sunt plantate cu fetească neagră, Merlot și Cabernet Sauvignon. Petrecerea câmpenească a adus în prim plan vinurile Alira, acompaniate de preparate tradiționale dobrogene și de muzică. Momentul mult așteptat a fost cel al zdrobitului de struguri cu picioarele de câteva domnișoare încântătoare. Din nou în viile de la Aliman, după un an de zile, la ziua recoltei, ultima vineri din septembrie. Tradițional, deja de 5 ani, e a 5-a petrecere, în ultima vineri din septembrie ne adunăm toți iubitorii de Alira pentru a încerca vinurile de la anii precedent și pentru a ne bucura de recolta anului curent. Ce vinuri ați pus pe mesele acestei zile? Am început cu Alira Rosé 2012, primul nostru rosé, a urmat primul cupaj de la Alira, Alira Tribun 2011, și am continuat cu cine cu ce a dorit. Sau Merlot 2009, primul vin de la Aliman, sau Cabernet 2010, sau prima noastră fetească neagră, Alira fetească neagră 2011. Anul trecut ați avut noutăți, anul acesta n-ați lansat nimic nou? Anul trecut am avut noutăți care încă nu erau îmbuteliate la acel moment. Anul ăsta putem deja să prezentăm vinurile îmbuteliate, care au avut deja o perioadă la sticlă, și ne bucurăm de o calitate crescută a lor la petrecere. Dar prezentăm și mustul din acest an. Care e foarte bun, de altfel o să le facem poftă telespectatorilor că noi l-am gustat. Bucatele, iarăși ați venit, vinul nu putea să-l dați așa simplu, ați venit și cu ceva bucate specifice zonei. Bucate dobrogene care au fost gândite atent pentru a fi asociate la vinurile prezentate. Am avut o gustare dobrogeană, urmată de o plăcintă dobrogeană, frigărui, pregătite și pastrama cu must, pe care au fost pregătite de restaurantul Șerif din Cernavodă. Domnule Bobeică, cum a fost acest an pentru Podgoria de la Aliman, care scoate vinurile, face vinurile Alira. Cum a fost anul acesta? A început un an dificil și a continuat să fie un an dificil, dar rezultatele sunt foarte bune. Datorită controlului cantității recoltate, pe noi nu ne afectează foarte mult variațiile anuale. Producția noastră este în jur de 400-450.000 de sticle în fiecare an. Dar anul acesta ne-a permis să avem o calitate crescută, în primul rând datorită maturității vie. Am fost aici într-o perioadă în care se recolta în verde, cred că așa se numește, în care am văzut foarte mulți ciorchini aruncați, efectiv. Recoltat în verde la pârg ne permite a reduce cantitatea de ciorchini, astfel încât cei rămași să aibă o calitate cât mai bună, și în același timp să eliminăm ciorchinii întârziați, care la momentul recoltării au aceeași culoare și practic nu pot fi distinși de cei care sunt la momentul ideal pentru recoltat și influențează calitatea vinului. Astfel obținem o calitate mărită a vinului, făcând o recoltat în verde care poate fi chiar și până 60-70% din strugurii de pe vie. Trebuie să precizăm că dumneavoastră nu recoltați aici, așa cum știu majoritatea oamenilor, în remorci. Remorcile le duceți la prese. Dumneavoastră recoltați, da, dumneavoastră aici recoltați în lădițe și acum povestiți dumneavoastră acest proces.
Într-adevăr, noi ținem foarte mult la strugurii pe care îi creștem și atunci suntem foarte atenți ce facem cu ei. Din momentul în care strugurii sunt perfecți pentru a fi recoltați, îi recoltăm doar manual, în lădițe care au în jur de 8 kg de struguri, îi transportăm atent la cramă, unde strugurii sunt descerchinați, eliminate ciorchinele și eliminate prin sortare atât urmele de ciorchine manual, atât urmele de ciorchine, cât și orice bob care este sau prea verde sau prea copt, astfel încât doar bobul perfect să ajungă în vasul în care se va produce vinul. Nu este o muncă și nu necesită forță de muncă, nu știu, multă, nu-i greu. Acest lucru nu începe la recoltat. Noi întreținem vie într-un alt fel. Toate lucrările care le facem sunt pentru a obține struguri de cea mai bună calitate și atunci e și logic să continuăm cu atenție mărită, chiar dacă reprezintă costuri mai mari. Atenția pe care o dăm la struguri se regăsește în calitatea vinului și atunci ăsta e de fapt răspunsul de ce Alira e atât de diferită de alte vinuri. Aici în pahar aveți un? Un Cabernet. Primul nostru Cabernet este Cabernet 2010. Un produs cu o istorie chiar tragică, aș putea să spun, pentru că 2010 a fost un an extrem de dificil și Merlot, care s-a copt înainte Cabernetul, a fost recoltat cu pierderi mai puține. În schimb, la Cabernet, într-o recoltă de 3 tone jumate, a trebuit să sacrificăm până am ajuns la 500 de kg de struguri pe hectar. Ca să vă imaginați, acest vin ar trebui să fie în sticle de aur, ca să-și reprezinte costul lui. Câte sticle, nu știu, ce cantitate găsim în piață de la Alira? Anual. Anual vom produce, la momentul în care toate vinurile vor fi gata și îmbuteliate, și după timpul de păstrare la sticle vor fi scoase pe piață, vom produce în jur de 400-450.000 de sticle. Până acum avem gata o cantitate de în jur de 200.000 de sticle, din care jumătate au fost vândute până acest moment. 70%, aproximativ 70% în România, restul la export. Ce suprafață aveți aici la Aliman? Sunt 80 de hectare plantate în special cu Merlot, Cabernet și fetească neagră. Veți încerca și pe vinuri albe? Aveți, nu știu, în viitor v-ați propus și vinurile albe în portofoliul dumneavoastră? Sigur, mulți ne întreabă de ce nu avem vinuri albe în vie de la Aliman. Pentru că terenul de la Aliman e perfect pentru vinurile roșii. În schimb, nu e foarte bun pentru vinurile albe și atunci trebuie să îl folosești ca să scoți cel mai bun vin. Vom planta vinurile albe lângă crama care se construiește la Rasoa, unde este un teren ideal pentru vinurile albe. Și atunci vom putea să bucurăm iubitorii de Alira și pentru o selecție de vinuri albe. Ați spus odată că Alira este ca o fată pe care dacă o cunoști, n-o mai părăsești, nu, da. Nu te mai saturi de ea ceva. De ce? Ne place să credem că vinurile pe care le facem sunt, chiar aș putea să le numesc sexy. Stilul de vin pe care avem noi în gama Alira este un vin catifelat, echilibrat, foarte plăcut și de aceea când îl întâlnești, multe vinuri nu-ți mai plac după ce ai cunoscut Alira. De aceea e greu să-l părăsești.